spatele nostru, cum deși se vede, locuim aproape de centrul dializă. Ne este frică, am intrat în panică după atâtea cazuri care s-au întâmplat, din câte am înțeles din presă, că este un focar de infecție. Noi vrem să luăm toate măsurile de precauție, având în vedere că avem doi copii minori care nu putem să lăsăm nici măcar afară, în faptul faptului că suntem prin lege, nu ne lasă să ieșim afară în alte părți, nici în curte nu mai ieșim din stres, de frică, din motivul ăsta. Nu știu, rog cine-i competent să ia o măsură în care să pună ceva, să ne protejeze într-un mod sau altul. Nu cere nimic, doar să ne protejeze. Despre câte cazuri pozitive vorbim din acea zonă? Sunt mai multe cazuri, să știți că testarea este în lucru. Dorim să testăm cu prioritate persoanele simptomatice, care contacții direcți care au avut legătură cu pacienții pozitivi, precum și cadrele medicale, și să limităm la maxim răspândirea COVID. Sunt în prezent cadre medicale pozitiv? Da, sunt și cadre medicale pozitive. Cum este să stai aici, gard în gard, cu centrul de dializă acum pe perioada asta? Este un pic acum problemă mare, că am înțeles că sunt oarecâte cazuri aici și ne temem un pic de sănătatea noastră. Pe cum se vede, eu am și operație, am suferit de cancer, sunt operat și un pic e riscant, pentru că am rugat oarecum să se facă un gard mai altfel, care să nu ne mai vedem unii pe alții, să... Da, e ok, păi nu știu ce se poate face. Vin aici mulți oameni pe zi? Da, vin 3-4 ture de bolnavi, semnim cam 10 mașini la o tură. Da. Și cam câte ture vin pe zi? Cam 3 ture, 4, nu știu exact. Ce aproximativ vreo 200 de oameni? Nu știu ca oameni, dar îs mașinile care se văd aici, care se pot vedea, vin de 3-4 ori pe zi și aduc bolnavi care nu, n-avem nicio protecție la nimic. Și la zgomot, și vizual, și orice. Vă-i teamă? E foarte teamă oarecum acum cu boala asta, cu virusul ăsta. Eu înțeleg că sunt oameni care fac dializă, sunt oameni care sunt bolnavi, nu am nimic cu ei, nu avem absolut nimic, nici eu, nici vecinul. Dar să iei o măsură și pentru noi, că ferească Dumnezeu, se întâmplă, se poate întâmpla la oricine. Și nu vrem să purtăm și noi boala mai departe. Și acum de când ați aflat că sunt o grămadă pozitiv cu coronavirus? Suntem foarte stresat. Uitați, azi am mers la farmacie, am luat niște pastile pentru stres, pentru noaptea. E neliniște. Suntem... E gălăgie mare aici cu... Gălăgie, nu pot să spun de gălăgie, nu mă interesează. Nici înainte nu mă interesează. Stăm aici de câțiva ani de zile, nu interesează gălăgia. Ne interesează doar în momentul de față să iei o măsură și pentru noi, să pună ceva de protecție, să dezinfecteze, să pună un om, fiind locatari care sunt aici, să iei o măsură și pentru noi. Deci asta rog, cine e în competență să zică mai de... să facă ceva și pentru noi, pentru... Suntem oameni sănătoși, nu vrem să nici să luăm, nici să dăm mai departe. Care este situația la centrul de dializă din Alba Iulia? Am dispus o anchetă atât epidemiologică, cât și o anchetă a inspectorilor sanitari la centrul de dializă din Alba Iulia, întrucât dorim să verificăm dacă procedurile și protocoalele de lucru au fost respectate. Doresc să precizez că acestea, încă din data de 27 martie, au fost prelucrate personalului de acolo, atât verbal cât și în scris. Echipe ale DSP Alba s-au deplasat acolo pentru a oferi toate detaliile și tot sprijinul necesar. Este o anchetă în curs. La finalizarea anchetei o să comunicăm rezultatele oficiale.